Proprietarul unui local din Italia a afișat meniuri diferite pentru vaccinați și nevaccinați, iar gestul său a declanșat o dispută puternică în mediul online. El a spus că de fapt a vrut să facă o glumă, după ce în Italia a devenit obligatoriu certificatul verde pentru toți angajații. Davide Giovanetti a afișat meniuri separate în vigoare din 15 octombrie în localul lui din orașul italian Catolica oferă mojito și cocktailuri pentru cei care au certificatul verde, iar pentru nevaccinați, apă și mentă. Totodată el oferă un produs de panificație special, umplut cu spanac pentru vaccinați și unul fără spanac pentru nevaccinați. În meniu apare și vodcă pentru vaccinați, iar nevaccinații vor bea ceai de mușețel. Imaginea cu afișul acestuia s-a viralizat rapid, iar Davide Giovanetti spune că a primit sute de mesaje, chiar și amenințări. În consecință, acesta totuși transmite că nu e teamă și nu va îndepărta afișul. E o simplă ironie, apelez des la ea, mai spune proprietarul barului. Proprietarul localului a mai povestit cum în urmă cu câteva zile o femeie a comandat mâncare după care a citit meniul și a plecat nervoasă, fără să consume ce a comandat. Italia a introdus din 15 octombrie obligativitatea certificatului verde pentru toți angajații din domeniul public și privat.